Bun găsit, dragi prieteni ai sporturilor cu motor! Suntem într-o săptămână în care avem din nou un Grand Prix. Este vorba de Marele Premiu de Formula 1 al Chinei și asta înseamnă că avem și podcast pe canalele noastre de YouTube, TikTok, Instagram și Spotify. Alături de mine, ca de obicei, Valentin Răducan și astăzi încercăm să facem avantpremierea cursei din China. O etapă pe care Valentin nu a mai avut-o în calendar din 2019, nici nu vine să cred că au trecut 5 ani de atunci, dintre care 2-3 ani marcați de această pandemie de coronavirus, dar 5 ani fără cursă pe un circuit e o perioadă lungă, o perioadă în care mașinile s-au schimbat. Și am văzut una dintre surprizele cu care au fost așteptați piloții aici, o suprafață ciudată pe circuit. Nimeni nu a știut exact despre ce e vorba la început, pentru că nu figurau aceste informații în notele pe care le primesc echipele înainte de cursă. Da, e un circuit care împlinește 20 de ani de când a organizat primul Grand Prix de Formula 1. Un circuit care, să zicem, între ghilimele a îmbătrânit și după și datorită terenului pe care este construit, exista riscul unor denivelări și unor surpări de teren, nu chiar cum avem la Austin, dar oricum pe acolo. Iar echipa lui Hermann Tilke, când a făcut verificările pentru reomologare în iarnă, a observat că numărul denivelărilor a crescut simțitor de mult și a operat niște modificări. Cred că în urmă cu vreo 2 săptămâni au fost gata toate aceste modificări. Da, e incredibil. Prima oară când am văzut poze cu circuitul și cu acea suprafață, mă gândeam dacă va fi la fel ca în Turcia în 2020, când iarăși a fost reintrodus în calendar circuitul de acolo. Dar să sperăm că nu. Conform Pirelli, gradul de abrazivitate al acestui asfalt nou este unul peste mediu, undeva între 3,5 și 4 din 5. Pe o scară de la 1 la 5, doar că aici vom avea probleme legate de temperatură. Sunt așa de temperaturi scăzute, iar asta va face ca riscul apariției greening-ului să fie, în special pe puntea față, să fie unul ridicat. Da, China revine în calendar, e practic o necunoscută pentru echipe acum. Cum crezi că va fi raportul de forțe aici? Hai să-l citesc pe Max Verstappen. Max Verstappen a zis că asta e una dintre cele mai proaste soluții pentru o cursă de sprint, de revenirea pe un circuit pe care nu s-a mai rulat de 5 ani, cu o cursă de sprint în condițiile în care vor avea doar o singură sesiune de o oră de antrenamente libere în ziua de vineri, apoi vor avea calificări pentru cursa de sprint și în ziua de sâmbătă cursă de sprint și apoi sesiune de calificări pentru cursa de duminică. În teorie, Red Bull ar trebui să fie mașina cea mai rapidă, cu un avantaj și în privința pneurilor, dar dacă ne uităm la tiparul din ultimii 3 ani, pe circuitele pe care greening-ul a fost la putere, în ultimele fiind Australia și Las Vegas, Ferrari a avut un ascendent asupra mașinilor Red Bull. Numai că aici greening-ul nu e dat de suprafața alunecoasă în special, ci în primul rând de temperaturile foarte scăzute. Iar pe de altă parte, temperaturile scăzute ar trebui să însemne, după ce am văzut ultimele Grand Prix-uri, probleme pentru Ferrari în calificări cu aducerea pneurilor în fereastra de operare. Dar pe ansamblu, cu două linii lungi ce avantajează mașinile cu eficiență aero ridicată și cu un DRS performant, Red Bull ar trebui să aibă un avantaj. Doar că Ferrari de obicei aduce, să zic așa, nimerește mai rapid setup-ul corect. Uite, faptul că nu s-a mai mers aici în ultimii 5 ani, faptul că nu știe aproape nimeni cum se va comporta noul asfalt și vechiul asfalt care mai e pe circuit, mi se pare un lucru bun. Și plus, avem și sprint. Nu sunt atât de prăpostios ca Max Verstappen, ci mai degrabă optimist că vom avea parte de mult spectacol și că lucrurile se vor mai amesteca puțin. Și că va fi o cursă, vor fi două curse, una de sprint și cursa principală, extrem de interesante și cred că asta e cel mai important pentru suporteri și evident echipele de top, Red Bull, Ferrari, Mercedes, hai să zicem McLaren și Aston Martin, care sunt în top 5 anul acesta, vor avea capacitatea într-adevăr să reacționeze poate mai repede decât celelalte la ceea ce vor găsi pe pistă, ținând cont de exemplu că Alpine sau Williams nu au nici măcar
șasiuri pentru toate, în cazul în care se întâmplă ceva. Deci din acest punct de vedere, clar, echipele de top pot reacționa ceva mai repede, dar mă aștept să fie o cursă interesantă totuși. Să spunem că e modificat regulamentul și în privința parcului ferme. Avem o sesiune de antrenamente mâine, apoi avem parc ferme, se desfășoară calificările pentru cursa de sprint, iar după cursa de sprint iar se deschide parc ferme și echipele pot interveni asupra setup-ului pentru calificări și calificările ce vor stabili grila pentru cursa de duminică. Deci, în teorie, dacă Red Bull chiar nu îi merge din prima, șanse mai mari ca Red Bull să fie pus în dificultate ar fi în calificările pentru sprint și în cursa de sprint. Având toate datele strânse după cursa de sprint, probabil că vor veni cu niște ajustări la setup și vor fi șanse mici ca Max Verstappen să fie învins duminică, dar la Sergio Perez e altă problemă, mai ales că tiparul circuitului face ca Ferrari în teorie să vină mai aproape. Avem 7 viraje lente, doar 3 viraje care se abordează cu peste 220, apoi viraje medii, avem 2 linii drepte lungi, 2 puncte de frânare violente la capătul virajului, la capătul liniei de start-sosire și înainte de virajul 14, după una dintre cele mai lungi linii drepte din calendar. Clar, acestea două ar trebui să fie echipele fruntașe, Red Bull și apoi Ferrari. Apoi McLaren, inclusiv prin vocea lui Andrea Stella, consideră că nu e un circuit care se pretează caracterul mașinilor, pentru că avem 7 viraje lente, doar 3 viraje de mare viteză. În schimb, am putea avea Mercedes în top 4, în primele 4 forțe, și Aston Martin avantajată pe liniile drepte de eficiența de restul, dar dezavantajată de puntea față în virajul acela cu radius lung și în special în sectorul 1 și la capătul sectorului al treilea. Aston Martin e o mașină cu punte față mai slabă. Iar Lance Stroll, dacă tot mă aminte de Aston Martin, se pare că sunt în discuții serioase pentru prelungirea contractului. Bine, asta era evident. Nu cred că își punea cineva probleme ca Lance Stroll să fie înlocuit atâta timp cât își dorește să rămână în Formula 1 și, clar, Lawrence Stroll, tatăl său, are ambiții mari cu această echipă, se gândește la titlul mondial, dar pe de altă parte ai putea să-i spui nu băiatului tău dacă și-ar dori să meargă în Formula 1 și tu ai avea o echipă a ta. Știi cu ce mi s-a părut? Că sunt declarațiile astea politice, mai mult decât politice, inclusiv ale șefului de echipă, ale lui Fernando Alonso, legate de Lance Stroll, care seamănă cu ceva, deci, din politica noastră dâmbovițeană. Deja acum motivul pentru care Lance Stroll este menținut la echipă, motivul oficial, este că oferă niște inputuri tehnice incredibile, mult peste ce poate Alonso. Și acesta este motivul fundamental pentru care Lance Stroll ar fi oprit la echipă, pentru că oferă niște input-uri și un feedback tehnic care ajută inginerii să descopere mai ușor problemele și limitele monopostului și să meargă într-o linie corectă în ce privește dezvoltare. Da, a spus și asta și Alonso și sincer mă bușea râsul când am văzut declarațiile sale oficiale, dar pe de altă parte Alonso și-a prelungit contractul, ceea ce sincer m-a surprins puțin, pentru că nu mă așteptam neapărat să plece de la Aston Martin, ci mai degrabă să se întârzie puțin discuțiile sau semnarea acestui contract și astfel să rămânem cu impresia că ar putea avea o șansă reală la un loc la Mercedes sau de ce nu Red Bull. Dar venind atât de repede această decizie, semnarea contractului, e clar că probabil au fost ceva discuții, dar nimic concret care să-l facă pe sau vreo propunere bună care să-l facă pe Fernando Alonso să se ducă la Red Bull sau Mercedes. Aston Martin a pus oarecare presiune pe Alonso, punând, mai ales că au și negocieri paralele, au avut negocieri paralele și cu Carlos Sainz. Acesta ar fi unul dintre aspecte. Pe de altă parte, Alonso nu mai are o carieră lungă. Deja are 43 de ani anul acesta. La Mercedes, pe termen scurt, nu pare că sunt șanse mai mari de progres, plus că Mercedes îi oferea un contract de 1 plus 1 sezoane. Asta odată. Iar apoi la Red Bull,
Max Verstappen, care cu siguranță va rămâne și în 2025, nu și-ar dori un coechipier precum Fernando Alonso sau Carlos Sainz, iar Helmut Marko cu siguranță nu l-ar dori pe Fernando Alonso. Acolo e acea luptă, acel război civil din spatele cortinei, din spatele acelui perete de oameni zâmbitori și care maschează ce se întâmplă în realitate în cadrul echipei. Iar Alonso la Aston Martin știe planurile de viitor ale echipei, are un contract pe cel puțin 2 ani, deci va acoperi și 2026 și atât el cât și echipa au mare încredere în ce le va livra Honda începând cu 2026 și Aramco pe partea de furnizor de combustibil sintetic. Da, oricum lucrurile arată foarte bine la Aston Martin și cred că tocmai de aceea locul lui Lance Stroll e atât de discutat și poate dorit de unul sau altul dintre piloții de pe grilă, dar e clar că principalul favorit rămâne în continuare Lance Stroll. Și mă uitam pe niște statistici, Alonso de când a venit la echipă cred că a adunat 75 sau 80% chiar dintre punctele echipei și a mai vorbit, asta e clar că dacă Aston Martin vrea vreodată să se implice în lupta pentru titlu, sigur nu o poate face cu acest cuplu de piloți și că ar trebui să găsească un locuitor pentru Lance Stroll. Dar e treaba lor acolo în bucătăria internă. Vorbim puțin și de Carlos Sainz, în continuare opțiuni interesante pentru el. Așa cum spuneai tu, Mercedes, un an plus un an, pentru că Toto Wolff își dorește să-i țină locul deschis lui Kimi Antonelli. Alonso a ieșit din discuție de la Mercedes. Ar mai fi și varianta Red Bull, dar am văzut o declarație interesantă a lui Helmut Marko. Acesta spunea la Servus TV că Sainz are o ofertă financiară extraordinară din partea celor de la Audi, pe care Red Bull nu ar putea să o satisfacă. Acum, nu ar putea, probabil nu ar vrea să-i dea atât de mulți bani lui Carlos Sainz și, așa cum spuneai și tu mai devreme, probabil nici Max Verstappen nu și-l dorește pe Carlos Sainz. Această, să zic așa, rivalitate între Carlos Sainz și Max Verstappen datează din 2015, când nici Max Verstappen, nici Jos Verstappen, nici Helmut Marko nu se așteptau ca Sainz să fie atât de aproape de Max Verstappen și chiar pe ansamblu sezonului să fie marginal mai rapid ca acesta. Am vorbit într-un podcast din trecut despre ce s-a întâmplat atunci și despre cum cei doi mecanici, cei doi ingineri de curs ai celor doi au fost concediați după Grand Prix Rusiei din 2007 și așa mai departe. Despre oferta de la Audi care pune presiune pe Carlos Sainz într-un fel sau altul, vorbește și Automotor în Sport și la fel, acolo e vorba de un contract pe mai multe sezoane și nu doar pe două sezoane, ci undeva un contract spre 2028-2029, având în vedere că conform inclusiv analizei interne celor de la Audi, abia după 2027 echipa ar putea emite pretenții la podiumuri și apoi la victorii. Da, pentru Carlos Sainz în momentul acesta un contract cu Audi, cred că nu e o garanție că va putea ieși cumva cândva campion mondial. Ar fi avut șansa cu Ferrari poate, dar acolo situația e clară acum cu Leclerc și Hamilton. Nu știu dacă cât de realiste sunt propunerile celor de la Mercedes pentru Carlos Sainz, dacă există cu adevărat. Sunt tot mai multe zvonuri în paddock legate de faptul că Toto Wolff ar lucra să-l aducă cumva pe Max Verstappen la Mercedes încă de anul viitor, dar sunt doar zvonuri și știi cum e, mi-ar plăcea uneori să fie o muscă pe peretele încăperii în care se discută despre așa ceva, ori la Mercedes, ori la Red Bull. Îl vezi pe Max renunțând anul acesta? Anul acesta cu siguranță nu, pentru că deocamdată Mercedes nu are niciun fel de nu pare să aibă niciun fel de șanse la vreun titlu sau la vreo victorie, sau poate la vreo victorie are șanse prin anumite circunstanțe. Pentru 2025, la 2025 mă refer. Doar că Max Verstappen ar fi, în opinia lui Toto Wolff, singurul pilot pe care l-ar prefera inclusiv lui Kimi Antonelli, dacă Max Verstappen a accedat să se semneze cu Mercedes, dar asta începând cu 2026. Pentru că Mercedes se bazează pe ceea ce e considerat un power unit peste ce au cei de la Red Bull și pe un regulament care favorizează, care va crește impactul power unit-ului și în special al părții electrice a power unit-ului
în ecuația victoriei. Pe de altă parte, avem cele două informații de la presa italiană, cum că Sainz este curtat de Mercedes, este pe cale de a semna cu Mercedes un contract pe un an plus un an, pentru ca apoi să se ducă la Audi. Da. E interesant. De asta ți-am zis, din toate aceste puncte de vedere, mă așteptam ca Alonso să semneze sau să anunțe ceva mai târziu, dar ieșind din ecuație, lucrurile parcă sunt și mai complicate acum. Dar avem timp, așa că probabil încet încet se vor lămuri lucrurile. Hai să revenim la China. Nu, hai să vorbim mai întâi de noul calendar. Ai văzut, cred că nu a fost niciodată anunțat atât de devreme calendarul pentru următorul sezon 2025. Nu sunt modificări majore, doar în ceea ce privește aranjarea unor etape. Se revine ca primă etapă în Australia. Deci acolo e prima etapă, apoi cele din Orientul Mijlociu și se evită astfel pe perioada de Ramadan când am avut cursele sâmbătă. Din nou unele curse aruncate așa în mijlocul unor etape din Europa, care îngreunează puțin deplasările, dar în rest un calendar interesant. Și o rocadă între Spa și Hungaroring. Spa e mutat în iulie, Hungaroring revine la locul său tradițional din prima jumătate a lunii august. Apoi urmează acea perioadă de două săptămâni în care sunt echipele numai între 15 zile, în acea perioadă în care sunt închise uzinele, nu se mai poate lucra. Nu sunt mari modificări, bineînțeles nici modificări, nici precizarea că fiecare dintre, în special circuitele din țările arabe, vor mai plăti încă undeva între 1 și 2 milioane în plus și pentru 2025. Cam asta este rata la care crește prețul pe care trebuie să plătească circuitele din țările arabe, în special pentru a găzdui un Grand Prix. Acesta crește cam cu 1-2 milioane de dolari pe sezon. Bun, hai să mai discutăm puțin despre China în finalul acestui episod de podcast. Cine crezi că ar furniza cea mai mare surpriză aici? Pe o surpriză aici ar fi, spre exemplu, ca McLaren să fie pe podium dintre primele 5 echipe. Pentru okay. că natura circuitului nu se pliază caracterului mașinii McLaren, deși caracterul mașinii McLaren, dacă sunt temperaturi scăzute, poate ajuta piloții să aducă mai rapid pneurile în ferestra de operare să ocupe un loc în calificări care în mod normal ar fi peste potențialul mașinii la niște temperaturi mai normale. Asta, dacă mi-ai cerut o surpriză. Bine, o surpriză poate să fie și să câștige Yuki Tsunoda, spre exemplu. Da, sau Daniel Ricciardo. Sau Daniel Ricciardo chiar a învins aici în 2018. A câștigat Daniel Ricciardo aici, deși nu era crezut cu nicio șansă. A fost o victorie tactică superbă din partea celor de la Red Bull atunci. Da, sunt curios dacă aceste temperaturi scăzute undeva la 20 de grade Celsius cu o suprafață necunoscută încă până când nu se va rula pe ea vor fi în avantajul celor de la Ferrari. Probabil va fi ceva mai mult graining. Crezi că vedem la fel ca în Australia? Hai să vedem, știți la ce să ne așteptăm? Conform analizei Pirelli, suprafața de rulare e mai abrazivă ca în Australia. Numai că temperaturile de aici sunt preconizate a fi mult mai mici ca în Australia. Deci în principiu ar fi graining, dar dintr-un motiv puțin diferit. Grainingul apare când diferența între banda de rulare sau stratul de rulare sau profil este mult mai mare față de miezul pneului sau acea carcasă ce funcționează ca un soi de volant între aerul cald din pneuri și stratul de rulare principal și acel substrat. În acel moment apare grain, acel fenomen de granulare, pentru că acea carcasă devine prea inelastică. În Australia a apărut din condiții diferite față de China și la fel cum și în Las Vegas am avut condiții puțin diferite față de Australia. Dar în condiții de greening, Ferrari ar avea un avantaj, în special în regim de cursă. Hai să vedem, s-a lucrat foarte mult la simulator, spre exemplu, în privința turul acela de pregătire a autoului din calificare, unde Ferrari
pierde teren, inclusiv în raport cu Aston Martin și McLaren. Să vedem. Plus că avem aici peste 70% din distanță se parcurge full throttle, cu accelerația la podea. Asta pune accent masiv pe partea electrică a power unit-ului și contează și foarte mult eficiența aero a mașinii și eficiența DRS-ului în calificări. În anii 2017-2018-2019 au mai fost și probleme cu consumul. Consumul a fost undeva aproape la limită, iar unii au încercat să jongleze mizând pe faptul că avem probabilitate de 75% de safety car. Astfel că au plecat cu undeva între 5 și 10 kg mai puțin în combustibil. 10 kg aici echivalează cu aproximativ 35,5 pe tur, în timp ce 10 cai putere echivalează cu exact 20 de secundă pe tur. Da, în urmă cu 5 ani mă uitam, Pirelli avea aici pneuri de 13, acum sunt cele pe 18, C2 hard, C3 medium și C4 soft, compozițiile nominalizate pentru această cursă. Verstappen avea doar 5 victorii când s-a mers ultima oară în China. Alfa Tauri sau Racing Bulls era încă Toro Rosso, așa cum ne place nouă. Se întâmplă multe lucruri în 5 ani. Iar Max Verstappen n-avea niciun titlu mondial pe lângă asta. Doar 5 victorii. Dacă tot ai vorbit de Pirelli, să spunem că în 2019 presiunile au fost mult mai reduse ca acum. Au fost 22 PSI pe față, 20 pe spate. De data aceasta avem 26 PSI față, 22 pe spate. Unghiurile de cădere sunt aproximativ egale, întotdeauna unghiurile de cădere sunt negative. Conform celor de la Pirelli, aceasta va fi o cursă cu două opriri la standuri, iar pneul preferat va fi pneul hard, compoziția C2. Pentru că avem weekend cu sprint, piloții primesc câte 12 seturi, dintre care sunt cele două, din cei doi primesc două seturi. Da, mă uitam dacă mai sunt alte lucruri noi aici și cu ce vin echipele. N-am avut încă show and tell, dar se pare că Alpina a adus ceva. La Alpin, la Haas și la Racing Bulls avem modificări, inclusiv acel șasiu nou pentru Daniel Ricciardo. La Haas sunt elemente nu foarte importante, dar Haas ar putea fi ajutată de profilul acestui circuit. Iar la Alpin ea știu să dusească David Sanchez. Da. Mai avem ceva interesant. Părerea lui Adrian Newey despre cum ar trebui să arate Formula 1 venită după ce echipele au primit primul draft de regulament pentru 2026. Da, s-a primit exact în urmă cu o săptămână, pe 11 aprilie, și dacă cine are posibilitatea să citească opinia lui Colin Chapman, dar acum vreo 45 de ani, Colin Chapman, idolul lui Adrian Newey, va întâlni aceleași idei. Adrian Newey consideră că monoposturile de Formula 1, în primul rând, trebuie să fie mai ușoare și mai înguste ca acestea. S-a ajuns și cam, asta consideră cam toată lumea raportat la masă. S-a ajuns la niște monoposturi exagerat de grele. Masa unui monopost de acum este 798 de kg fără combustibil din rezervor. Adrian Newey, surprinzător, agrează parțial pneurile cu degradare termală. Consideră că ar trebui să se păstreze spre viitor acest caracter, dar în același timp consideră că s-a pus prea mare accent pe partea electrică a power unit-ului în condițiile tehnologiilor din 2025-2026, astfel încât motorul V6 va trebui să funcționeze ca un generator de energie pentru partea electrică. Partea electrică va trebui să furnizeze 475 de cai putere. În teorie, partea reprezentată de motorul cu combustie internă trebuie să furnizeze undeva la 535 de cai, dar date de la Ferrari, care în acest moment pare avea cel mai puternic V6 dintre acestea, ar sugera o putere cu cel puțin 100 de cai putere peste acea limită teoretică de care vorbește FIA. Bun, facem un pronostic pentru sprint acum? Facem un pronostic pentru sprint acum.
Hai să mă gândesc. Top 3. Verstappen, Sainz, Leclerc. Aceeași piloți aș fi ales eu, dar nu sunt sigur, nu știu dacă în aceeași ordine. Dacă aveți Groening, aș pune Ferrari în fața Red Bull, la mustaț, ca să fie mai interesant. Ok, da, și mie mi-ar plăcea să fie mai interesant totul, să vedem, să-l vedem de ce nu pe Yuki Tsunoda câștigând, cred că ar fi fabulos. Așa cum Oscar Piastri a obținut prima sa victorie în Formula 1 anul trecut într-o cursă de sprint, de exemplu Lando Norris neavând încă un astfel de succes. Știi ce e interesant? Faptul că Ferrari, prin inclusiv o parțial voalat prin vocea lui Frédéric Vasseur, se gândesc că au șanse la titlul constructorilor. Dacă stau aproape de Red Bull până vine acel pachet ce va sosi la Imola și ar trebui, conform simulatorul, să le aducă undeva la un sfert de secundă pe tur, atunci ei consideră că pot avea șanse și că pot Max Verstappen este din ecuație, Ferrari se gândește la titlul cu piloților, aici e altă discuție. Dar cei de la Ferrari consideră că în condițiile actuale, cei doi piloți ai lor îl pot bate regulat pe Sergio Perez în așa fel încât în unele curse să ia mai multe puncte ca Red Bull și astfel încât să se bată la titlul constructorilor. Da, am vorbit despre asta și anul trecut când Sergio Perez nu a fost în cea mai bună formă. Mi se pare că, cel puțin la început de sezon, dar asta e o caracteristică a lui Perez, e întotdeauna într-o formă bună, aproape de Max Verstappen, după care mai scade performanța lui. Pe de altă parte, la Ferrari sigur avem un Carlos Sainz extrem, extrem de determinat, care va face absolut totul pentru a fi în primul rând în fața lui Leclerc și pentru a aduna cât mai multe puncte pentru el și pentru echipa. Așa că, da, e un duel interesant la constructori anul acesta între Red Bull și Ferrari. Și dacă tot am vorbit de Sainz, să spunem că, în opinia Motorsport Magazine, Sainz ar avea și un alt plan de rezervă în care e foarte important opinia lui Christian Horner. Un an din cei doi propuși la Mercedes, iar apoi un soi de rocadă între Verstappen și Sainz, Verstappen la Mercedes, Sainz la Red Bull sau Sainz la Red Bull alături de Max Verstappen, pentru că Horner îl vede ca un instrument și prin care se poate pune presiune asupra lui Max Verstappen să-l țină mai din scurt și ca pe un pilot capabil să câștige cu o mașină concepută sub coordonarul Adrian Newey titlul mondial. Adrian Newey care are un contract până la finele lui 2025. Da. Dintre toate astea, cred că Sainz, poate chiar dacă e cea mai bună din punct de vedere financiar ofertă de la Audi, dar cred că e ultima într-un sertar acolo jos de tot, pe care nu o va scoate decât în momentul în care îi se termină toate celelalte opțiuni. Și dacă tot am vorbit de Newey, să mai dăm drumul la niște speculații. Adrian Newey a fost observat pe aeroportul din Bologna, Automotor în Sport, inclusiv a primit o fotografie cu el la Bologna. S-a speculat că vine să discute cu cei de la Ferrari. A mai făcut o dată asta și a fost lăsat acolo pe aeroport fără să-l aștepte nimeni. Acum, informațiile suplimentare obținute de italieni sunt că Adrian Newey a venit la Bologna pentru a participa la o cursă de mașini istorice pe circuitul de la Mugello. Adrian Newey știm că participă regulat la astfel de întreceri. Dacă s-a discutat în timpul acelei curs sau înainte sau după acea curs sau circunstanțe s-a discutat și despre trecerea la Ferrari, asta e cu totul altceva. Adrian Newey recunoaște într-un interviu pentru Motorsport Magazine că soția sa nu ar mai avea probleme cu locuitul în Italia și asta nu de acum de un deceniu. Da. Au vorbit la o pizza și despre asta. Să nu uităm, Mugello e totuși circuitul aflat în proprietatea celor de la Ferrari oricum. Deci pereții au ochi și urechi acolo, ca să zic așa. Deocamdată să spunem că nu putem să ne pronunțăm. Adrian Newey are, bine, atunci erau alte circunstanțe. Marco Mattiaci pur și simplu era acolo era pus acolo provizor pentru câteva luni de Marchione până a venit Maurizio Arrivabene, care chiar nu s-a descurcat cu ce a avut la dispoziție în acea perioadă, când o calitate operațională superioară, Ferrari putea câștiga un titlu ori în 2017, ori în 2018. Da, mă uitam pe notele de la FIA dacă mai sunt ceva noutăți, dar
Deocamdată asta e tot. Avem un weekend cu Formula 1, așa că după fiecare sesiune importantă avem și noi episod de Motorsportcast. Așa cum spuneam, ne găsiți pe YouTube, pe TikTok, pe Instagram și pe Spotify cu acest podcast. Atât înaintea cursei din China, rămâneți alături de noi și să fiți bine până când ne reîntâlnim. Toate cele bune! La revedere!